Mixul de măsuri este dezbătut din nou de coaliția de guvernare. PSD, PNL și UDMR încearcă să se pună de acord în privința pachetului de măsuri sociale discutat de aproape o lună. Ministrul de Finanțe, PSD-istul Adrian Căciu, a venit în sfârșit cu un studiu de impact în privința propunerilor socialdemocraților. Gabriela Mihai urmărește subiectul și ni se alătură cu detalii. Bună dimineața, Gabriela! Am găsit pachetul de măsuri care urmează să fie adoptat de executiv și vine în ajutorul persoanelor defavorizate. Va fi discutat și astăzi într-o ședință a Coaliției de Guvernare la ora 13 la Palatul Victoria. Discuții au avut loc și aseară după plenul reunit în care a vorbit președintele Ucrainei aici în Parlament. Am văzut că premierul Nicolae Ciucă a stat aproximativ o oră de vorbă cu liderii coaliției, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Așadar, în aceste momente vorbim despre un impact bugetar al acestui pachet de măsuri, estimat undeva la 18 miliarde de lei. Însă, cel puțin jumătate din acești bani ar urma să vină din bani europeni, fonduri europene. Pe de altă parte, trebuie în continuare să se pună la punct liderii coaliției de guvernare în privința măsurilor pe care le adoptă. Am văzut că socialdemocrații au venit cu propunerea ca în cazul familiilor cu venituri mici să fie acordate vouchere în valoare de 50 de euro unul la două luni, iar în cazul elevilor defavorizați să fie acordate vouchere de 30 de euro o dată pe lună. Cu aceste vouchere își pot cumpăra rechizite, alimente sau îmbrăcăminte, vor fi acordate până la finalul acestui an, însă nu și în lunile de vacanță. De asemenea, o altă propunere din pachetul de măsuri este cea referitoare la ridicarea valorii tichetului de masă. Dacă acum un tichet de masă este undeva la 20 de lei, acesta ar urma să ajungă la 30 de lei și norma de hrană pentru pacienți va fi mai mare, în prezent fiind 11 lei acordați pentru norma de hrană de către stat, ar urma să ajungă la 20 de lei. Sunt mai multe măsuri, inclusiv pentru transportatori. Vom vedea până la urmă care vor fi aceste măsuri finale, când vor fi ele adoptate, pentru că ar urma ca primele măsuri să intre în vigoare de la 1 mai, iar o altă parte dintre aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 iunie.